Astăzi citim literatură queer. Într-un articol pe această temă, Ramona Dima spunea că în România există încă prea puține studii privind cultura care se revendică din imaginarul queer și, implicit, o cantitate infimă de mărturii despre autoare și autori LGBT. Pornind de aici, putem înțelege cât de importantă este revendicarea și reprezentarea identității queer și cât de importantă e literatura creată de această comunitate. Răzvan Andrei a publicat Jazz pentru Igoane în 2018 la editura Brumar. Cartea a fost reeditată la Curtea Veche cu un an mai târziu. Volumul este reprezentativ, în primul rând pentru că a apărut în contextul referendumului din 2018, dar mai ales pentru faptul că identitatea queer a devenit, prin intermediul său, mai vizibilă în mediul literar, unde a avut și un impact important. Criticul Mihai Ovănel spunea că, din punctul său de vedere, Jazz pentru Igoane este primul volum relevant de poezie în cheie LGBTQ din România. Poemele lui Răzvan Andrei abundă în imagini simbolice, au o anumită încărcătură elitistă, dar îmbină în mod coerent vulnerabilitățile și emoțiile resimțite de eul poetic. Chiar dacă poemele nu pot fi clasate într-un registru biografist, discursul poetic este unul confesiv, devenind astfel accesibil cititoarelor și cititorilor, generând empatia sau chiar identificarea. În contextul literaturii marginalizate, discursul confesiv poate fi citit și ca intenție de a schimba percepțiile, semnificațiile și modul de raportare la anumite aspecte socioculturale. Confesiunea este partea unui proces necesar de contestare a istoriei și a culturii patriarhale, care au ignorat, înlăturat și redus la tăcere multe identități considerate neconforme. Jazz pentru Igoane rescrie identitatea queer, contestând heteronormativitatea și deconstruind astfel regulile după care societatea românească se ghidează. Heterosexuală istorie, heterosexuală credință, heterosexuală muzică, heterosexuală psihologie și gânduri ascunse de băieți pudici înveliți în blugi strânți, heterosexuală vibrația universului, heterosexuală mâncare, vin heterosexual și bere și sucuri heterosexuale închise în corpuri heterosexuale. Răzvan Andrei reconstruiește eul, un proces esențial în revendicarea identității. Și când întâmplător spun eu, numesc doar o dorință, un vis și nu ceva ce este, ori ar putea să fie. Într-o societate puternic patriarhală, cum e cea în care trăim, subiectivitățile marginalizate se confruntă cu un sentiment intens de nepotrivire. Mama, ai numărat vreodată palmele pe care le-ai primit? Când ai știut că ai născut o eroare? Când s-au inventat contradicțiile și identitatea? Când mersul matematic și socoterile lumii s-au stabilit? Eu am fost terțul exclus. Una dintre direcțiile esențiale ale volumului e contestarea modului în care religia este folosită în România ca un pretext pentru discriminare. Prin ciclul psalmilor, Răzvan Andrei critică nu numai falsa evlavie creștină, ci și practicile tradițional patriarhale. Creștinilor, voi vă cununați ca să vă opuneți. O ură ancestrală vă dilată arterele. Umpleți Edenul cu norme și codexuri. N-ați auzit? Disperarea mea ține planetele distanțate una de alta. N-ați văzut? Tristețea mea împarte viața de aici în locuri de veci. Volumul Jazz pentru Igoane reprezintă o mărturie queer din spațiul românesc, prin care sunt explorate fricile, nesiguranțele, vulnerabilitățile, sentimentele de inadecvare într-o societate puternic patriarhală. Prin el, subiectivitatea queer își recuperează locul de drept nu doar în literatură, ci și în întreaga istorie.